venit pe itassistant.org. Numele meu este Andrei, iar acesta este cel de-al cincilea tutorial Google SketchUp. Pentru acest tutorial mi-am propus să însumez toate noțiunile pe care vi le-am prezentat până acum și să realizăm un prim element utilizând toate aceste noțiuni. Astfel vom crea o băncuță. Pentru a nu ne încurca, o vom șterge pe Susan. Așa. Și pentru început trebuie să desenăm componentele sau piesele care alcătuiesc o băncuță. Da? Astfel avem un șezut, o scândură orizontală pe care ne așezăm, două picioare și o piesă care întărește fixarea celor două picioare. Da? Sincer, nu știu cum se numește acea piesă. Dacă careva dintre voi cunoaște, aștept un răspuns din partea voastră. Pentru început, haideți să desenăm vederea frontală a pieselor. Pentru aceasta mă voi poziționa într-un plan frontal. Da? Voi alege din meniul camera proiecție paralelă, Parallel Projection, și voi începe să desenez de la acest nivel, să zicem, picioarele. Da? Pentru a desena un picior, voi înălța o dreaptă care să aibă, să zicem, 0,4, adică 40 de centimetri înălțime. Da? Facem un zoom. Așa. Iar pe lățime, să zicem, un 0,1. Dacă nu este prea mult, nu este prea mult. Apoi închidem forma geometrică, da? Și ni se delimitează această suprafață. Practic, aceasta este vederea frontală a piciorului. Urmează acum să ne poziționăm în vedere ISO. Voi selecta obiectul și îl voi ridica un pic, pentru că mă aflu sub planul orizontal. Da? Acum este mai bine. Da? Luăm unealta push-pull și vom da o adâncime acestei suprafețe. Da? Să spunem că vrem piciorul nostru să aibă o adâncime de... Ar trebui adâncimea să fie egală cu cea a șezutului, adică, să zicem, 25 de centimetri, adică 0,25. Enter. Observați obiectul nostru, da? Mergem în camera, alegem perspectivă, arată mai frumos în perspectivă, da? Și astfel am desenat primul nostru picior al băncuței. Picior de băncuță, da? Facem un triplu select pentru a-l transforma în componentă. Da? Dorim să realizăm o copie a sa. Triplu select. Apăsăm tasta G sau Make Component de lângă unealta de selectare. Dăm un nume și scriem picior băncuță. Așa. Descriere. Aici, de exemplu, puteți să introduceți cotele piese pe care o construiți. Un exemplu numai, da? Apoi dăm Create. Și în acest moment avem o componentă. Pentru a realiza o copie a sa, luăm unealta de Move, dăm un punct din care prindem obiectul, apoi Control și poziționăm al doilea picior, copia primului picior, undeva pe aici. Da?
Următorul pas este desenarea șezutului. Ne poziționăm iară în vedere frontală. Realizăm unghiulata de rectenghi, de data aceasta ochiometric, un șezut de genul acesta. Da? Apoi ne mutăm în vedere ISO. Haideți să ne reamintim adâncimea care am dat-o. Luăm unghiulata de tape measure și vedem 0,25. Da? Iau unghiulata push-pull. Dau click peste suprafața șezutului și avem două posibilități. Fie introduc 0,25 din tastatură, fie mă poziționez peste un punct față de care realizez o referință. Deoarece am toate cele trei obiecte au ca și origine planul vertical, deci am pornit de la același nivel cu construirea lor, da? Observați că se află pe aceeași linie, cum s-ar zice, da? În momentul în care ridic o perpendiculară, da? Practic intersectează planul de la care pornim desenarea șezutului. Astfel, luăm unealta push-pull, dăm volum șezutului, haideți data să tastăm 0, 25. Enter. Dăm un triplu select peste șezut, îl facem componentă, scriem șezut, băncuță și create. În acest moment avem desenată și cea de-a treia piesă, anume șezutul, și transformată în componentă. Ne mutăm în vedere frontală și haideți să desenăm acea piesă care unește și întărește legătura dintre cele trei piese desenate inițial. Aștept de la voi denumirea oficială a acestei piese. Această piesă, practic, este o scândură poziționată vertical, da? Deci, să zicem ceva de genul acesta. Ne mutăm în vedere ISO, luăm unealta push-pull, și dăm o adâncime, hai să spunem, egală cu lățimea șezutului, și anume de 0,07. 0,07. Enter. Facem un triplu select și peste această piesă, să o transformăm în componentă, și spunem piesă de legătură. Liniuță, băncuță. Da? Și apoi dăm Create. În acest moment avem cele patru piese pe care urmează să le asamblăm. Este foarte important să știm cum asamblăm niște figuri geometrice tridimensionale care au fost ulterior transformate în componente sau în grupuri. Având în vedere că acestea sunt componente, dar e valabil și în cazul grupurilor, toate punctele de intuiție de pe suprafața lor sunt colorate într-un mov sau într-un roz, să zicem, mai închis. Da? Observați. Iar alături de denumirea punctului avem și terminația in component. Și astfel ne reamintește că suntem pe suprafața unei componente. Haideți să începem asamblarea. Pentru început vom asambla piesa de legătură la cele două picioare. Da? Pentru aceasta voi selecta șezutul, voi muta undeva mai în sus pentru că ne încurcă vizual. Da? Așa. Și primul pas este unirea piesei de legătură la piciorul acesta, utilizând ca punct de intuiție sau ca puncte de prindere, în cazul acesta, punctul de intuiție de pe mijlocul acestei laturi. Da? Îl găsesc, midpoint in component, dau un click, mai puțin, selectăm obiectul, scuze,
dăm Move, Midpoint in Component și în acest moment vedeți cum obiectul s-a atașat la cursorul nostru. Este foarte important să ne alegem o perspectivă de vizualizare corespunzătoare, astfel încât să putem survola peste latura, în ghilimele, destinație. Da? Practic, nu vom atașa în acest punct, endpoint in component, piesa de legătură, ci vreau chiar pe mijlocul acestei laturi. Survolez cu mouse-ul peste latură până când apare midpoint in component iar. Și dau un click. În acest moment, cele două piese sunt aliniate perfect. Același lucru facem și cu celălalt picior, însă data asta îl vom prinde pe el și îl vom atașa la piesa de legătură. Midpoint. Căutăm și la acest nivel punctul de mijloc și avem prima și a doua etapă a asamblării finalizată. Pentru amplasarea șezutului chiar la nivel central, astfel încât să fie simetric, puteți parcurge mai mulți pași la început pentru a vă fi mai ușor, sau puteți din start să selectați mijlocul acestei laturi și să-l mutați peste mijlocul acestei laturi. Haideți să încercăm ambele variante. Varianta mai întortocheată, mai lungă, să zicem, cu mai mulți pași. Selectăm șezutul, luăm uneata de mutare, prindem șezutul din acest punct și îl mutăm peste acest picior la acest nivel. Neapărat căutăm cu atenție perspectiva cea mai optimă pentru a realiza acest lucru, da? Am poziționat aici, apoi vom muta obiectul în acest loc, așa, hai să vedem dacă nu cumva mai mult încurc, da? Voi prinde obiectul, pardon, șezutul de punctul său de mijloc aici și mă voi mișca peste partea de sus a piesei de legătură până când voi găsi punctul de mijloc. Observați, midpoint in component. În acest moment, șezutul se află peste picioare și piesa de legătură, însă, dacă observați cu atenție, nu este centrat, da? Foarte simplu. Tot ce trebuie să facem acum este să găsim un punct de intuiție și anume intersection in component, adică locul de intersecție între latura aceasta a șezutului și latura aceasta a piciorului, da? Și vedeți că apare sub forma unui X mov, da? În acest moment prindem și venim frumos pe axa verde cu încredere. Repetăm până în acest punct și dăm un ultim click. Haideți să vedem ce ne-a ieșit și observați o aliniere frumoasă și perfectă a pieselor noastre. Da? Haideți să încercăm și varianta mai rapidă și anume luăm unealta de mutare, căutăm punctul de centru, după care ne poziționăm peste, căutăm mijlocul piesei de legătură, da? Astfel, șezutul este poziționat direct, așa, și tot ce trebuie acum este să luăm punctul de intersecție și să-l tragem mai în față, până la acest nivel. Și astfel am creat o băncuță. Folosind aceste principii, anume a creierii de componente, a utilizării punctelor de intuiție și raportarea punctelor de intuiție între ele, așa, și prinderea cu unealta de mutare, puteți să desenați absolut orice. Puteți să creați, eu știu, să zicem, un perete din
cărămizi și fiecare cărămidă în parte să fie reprezentată de o componentă. Da? Haideți să vedem un pic ca și proprietatea componentei. Țineți minte că cele două picioare sunt componente. Da? Haideți să facem o mică modificare. Și anume, mergem în modul de editare a acestei componente. Iau unealta de trasare a unui arc de cerc. Așa. Și voi modifica aspectul sau designul acestui picior. Astfel. Așa. Am un moment de creație acum, da? Așa. Dăm un undo. Observați, în acest moment mi-e foarte greu să realizez cu push-pull tool acest gol. Da? Astfel, prin suprafața, merg pe partea asta altă și dau un click. Așa. Opa, ce s-a întâmplat? Gata, obiectul nostru este terminat. Îndepărtăm geometria care nu o dorim. Da? Bine, ar mai rămâne un pic de modificat și această parte, însă vă las pe voi să vă bucurați de această activitate și eventual să-mi trimiteți rezultate ale primei băncuțe desenate de voi la adresa de mail pe care vă atașez fie acum pe ecran, fie în layout-ul care îl găsiți sub videoclip de pe site. Da? Mult succes până data viitoare și aștept cu nerăbdare creațiile voastre. Salut!